Biserica mea era mai nouă. Da, da, catedrala, da. Catedrala. Cel mai mare. De ce făcea închizitorii? Erau, deci, tribunal religios. Cei care erau considerați că erau eretici, că erau împotriva religiei catolice, îi judecau... Nu se spune. Era mai rău ca Gestapo sau nu? Păi cam așa, atunci o până... Era pe oricum la Gestapo sau nu? Nu știu că s-o inspiră de... La 30 ceasuri de sus, este poarta cea mai veche a catedrale. De secol 13. La port de... Tavanul datează pe secol 14. Începutul anului, a începutul secolului 14. Adică al Franței de secol 13. 5.000 de miniaturi cu foiță de aur. Cat în Fildei de secol 16. În Veluto Cellini, probabil. Deci 350 de kilograme de aur, cred că a la catedrală de Cologne, cu modelul. Care, deci restul de decorația de jur împrejur, 350 de kilograme de aur în stilul catedralei din Köln. Rusalii, ziua de Rusalii, deci pe stil catolic, se... ...de Mussolini la catedrală. Este un cadou al lui Mussolini pentru catedrala din Toledo. Ora altar maior. Se oficiază din cele mai vechi timpuri un ritual catolic diferit de ritualul catolic de Roma, de stil catolic romano capel. Și se numesc Mosarab. Și e destul de asemănătoare cu ritualul cu slujba ortodoxă. Au multe cuvinte. Latura dreaptă și pe latura stângă, regii Castriei. Restul, deci toată această lucrătură este în lemn acoperită cu foiță de aur. Este cel mai bogat și cel mai valoros iconostas, ca să spunem într-un fel, din toată Spania. Este lemn și aur. Și dacă vedeți ca detaliu de artă, de sine stătători, se pot scoate și schimba dintr-o parte în altă. Deci este locul unde se celebrează slujba mare în fiecare zi. Deci nu scoate foto, să ilumineze tabernaculul din altarul mare. Bine vezi. Deci ne aflăm în sala capitulară. Cum va ajunge? Catedrala. Palatul cardinal, palatul arhiepiscopal. Și acolo e... Sinagoga.
pentru că va, plătirea va și continuă să fie o, o mănăstire de noviciat pentru călugării franciscani. Deci, ce am ale jóvenes? Deci, 1476. Atunci, această catedrală este dăruită ordinului franciscan. Iar pentru regii catolici se construiește un panteon în Granada și unde sunt îngropați regii catolici. Cum regii catolici se căsătoresc pe 24 iunie, când se încătoresc cu Biserica Ratonică Sfântul Ion, este dedicată Sfântului Ion. Vulturul, care îl vedeți în spatele blazonului, este simbolul unității spaniole, unirii regatului spaniol. Cu cele patru regate, iar vulturul, între aripi, susține aceste embleme celor patru regate. Și agrega, jugul, lângă blazon vedeți jugul, simbolul Isabelei și săgețile, simbolul lui Fernando. Comunea două regești, nouă împreună frunzeșă, ea e igual. Pentru că această căsătorie a fost realizată între doi regi, practic, deci două capete de stat, deci nu un rege cu o prințesă. Cada uno a su lado a misa. Deci fiecare, în, în timpul slujbei, avea tron separat. Ai tine la tribuna donde oia misa Isabel și la tribuna donde oia misa. În timpul slujbei, Isabel se afla sus, în acel, vedeți, I-ul ca monogramă. Deci Isabel avea locul ei stabil, Fernando, balconul său, vedeți, F și Y. Bine, F-ul și Y-ul, decorațiile de unei mine de aruncători care a căzut. Deci, în timpul bombardamentului al casarului, s-au spart toate vitralele. Au fost salvate cele din catedrală pentru că, înainte să înceapă bătălia pentru Toledo, au fost demontate și puse la Thank you.
Obișnuite pe metărură din Amestie. Ieșirea. Înăstirea pe din afară. N-am timp să apuc să iau unde mai ne dorește ghidul. Deja câțul și așa. Veți vedea pe pod blazonului Carol Kitt.